Viața e o fugă continuă, parcă, și suntem tot mai grăbiți. Facem totul tot mai pe grabă, tot mai repede. Și, dragii mei, pentru că suntem într-o continuă alergare în viață, avem prea puține momente în care să stăm și să gândim de unde am venit, cine suntem, cum suntem și încotro mergem. Fiecare dintre noi, pentru că ne-a înzestrat Dumnezeu cu capacitatea rațională de a comunica, de a vorbi, am fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și noi putem vorbi. Dumnezeu comunică și noi putem să comunicăm și cu El și unii cu alții. Poți să vă gândiți puțin. În fiecare zi vorbești la telefon, în fiecare zi vorbești cu copiii tăi, în fiecare zi vorbești cu prieteni, în fiecare zi vorbești la locul de muncă. În fiecare zi intri în contact cu oameni și cu oameni și cu oameni. Ai stat într-o zi, la finalul unei zile, să analizezi conținutul conversației din ziua respectivă? Nu e așa că purtăm foarte multe dialoguri, nu e așa că vorbim foarte mult, conversăm mult, dar tot mai puțin analizăm conținutul dialogurilor noastre. Vă spun sincer, a fost un astfel de moment de reflexie săptămâna aceasta, când am încercat să mă liniștesc, am încercat să fac liniște, copiii să nu mai vorbească și am trimis în sat, să am un timp de reflexie. Și am stat să mă gândesc la mine, am stat să mă gândesc la ceea ce fac eu, la ceea ce nu fac, la ce fac bine, la ceea ce nu fac bine. Am stat să mă gândesc foarte mult la perspectiva mea ca slujitor, la conversațiile pe care le am cu oamenii, la dialogurile pe care le porc cu oamenii. Și vreau să vă spun că mi-am dat seama de un lucru, că cel mai des cuvânt pe care îl întâlnesc în conversațiile cu oamenii, am analizat conținutul dialogurilor mele cu oamenii și chiar cu mine însumi, cu sufletul meu. Și cel mai des cuvânt pe care îl folosesc și cel mai des cuvânt pe care îl aud în conversațiile mele este schimbare. Schimbare. Oamenii își doresc schimbare. Și faptul că îți dorești schimbare e un punct bun, înseamnă că realizezi că nu e ok unde ești. Frate, vreau să mă schimb. Sau de vorbă cu tine, pentru că vreau să mă schimb, pentru că nu mai pot trăi așa, pentru că nu mai pot merge pe drumul ăsta. Cuvântul schimbare apare cel mai des în rugăciunile mele, în timpul meu cu Dumnezeu, în conversațiile pe care le-am cu oamenii. E o dorință, oamenii vor să se schimbe. Mai mult de atât, schimbarea nu doar că e o dorință, schimbarea e și o cerință. De foarte multe ori apelăm la alți oameni și cerem ajutor. Ajută-mă să mă schimb. Te rog să mă ajunți. Te rog să mă sprijinești. Trec printr-o etapă grea, trec printr-un moment și am nevoie de ajutor. Realizând faptul că avem nevoie de schimbare în viața noastră, vedeți dumneavoastră, și cerem ajutor ca să ne putem schimba. Dar în același timp, dragii mei, pe lângă dorință și cerință, schimbarea este și un angajament, un obiectiv pe care îl avem, dar pe care de multe ori nu-l atingem niciodată. Vreau să mă schimb. De mâine mă voi schimba și spun un obiectiv. De săptămâna viitoare mă pun pe treabă. De seară voi începe ceva și nu mai încep în viac. Pentru că de prea multe ori, oameni buni, ascultați-mă, schimbarea e doar la nivel de dorință, de obiectiv. Vedeți dumneavoastră, noi căutăm oameni pentru că avem nevoie, căutăm dacă vreți, soluții prin care putem să ne schimbăm viața. Realizează oare cineva în locul ăsta care are nevoie de schimbare? Realizează cineva că, deși ai acumulat atât de multă experiență, e momentul să ieși din momentul de rutină al vieții tale și că ai nevoie de un reset, că ai nevoie de o schimbare, uneori de direcție, de priorități, de lucrurile cu care te alimentezi spiritual, că trebuie să treci de la lapte la bucate tari, realizezi că e nevoie de o schimbare în viața ta? Oameni buni, căutăm soluții, căutăm modalități și foarte bine, câtă vreme omul caută, e foarte bine. Câtă vreme căutăm, dragii mei, să ne schimbăm, ăsta e un lucru extraordinar de important și de bun.
Și atunci apelăm la diferite modalități și există oameni care, în dorința lor de a se schimba, încep. Ce îți recomandă oricine și ce ai știut probabil din prima lecție de la pocăință, din școala lui Dumnezeu, PCR, post, cuvânt și rugăciune. Asta e PCR-ul creștin, post, cuvânt și rugăciune. Asta te ajută. Știi că prin astea poți să te schimbi. Spun, Doamne, ajută la asta. Nu să fii comunist, ci să fii un om al lui Dumnezeu și un comunic cu Dumnezeu. Cum ai putea încerc să te stimulezi, să aduci schimbare în viața ta, din generația care avem YouTube-ul la dispoziție, predici, muzică, mărturii, avem și stimulente, dacă vreți, vizuale pentru a ne schimba, îmi plac tricourile cu inscripții creștine, cu versete din Sfânta Scriptură, cu trei brățări la mână, What will Jesus do? Și mai pui încă una și doar vezi în sfârșit măcar una din ele ce scrie, ce ar fi făcut Iisus de era în locul meu, să dea Dumnezeu, să te uiți la aia mereu și să te gândești la ea mereu. Dar sunt foarte bune și zice, pentru că astea stimulente. Am stat de vorbă în urmă cu mai mult timp cu un tânăr care mi-a zis, frate Dorel, am realizat într-o zi, bine, mi-a zis și mama, mi-a zis și tata, mi-a zis și fratele meu mai mare, am realizat că am o mare problemă cu somnul. Nu că nu doarme, ci că doarme prea mult. Există două probleme, două extreme. Unii dorm puțin și alții dorm prea mult. Și au zis, bă, atâta de greu, frate Dorel, bă, nu știu, îmi plăcea să moțăiesc acolo, să dorm mai mult, să mă întind mai mult. Și au zis, am realizat la un moment dat că am problemă cu asta. Și am zis, Doamne, mă pocăiesc, am făcut o rugăciune specifică, Doamne, vreau să mă schimb. Vreau să mă schimb. Și au zis, pe lângă alarme, pe lângă trei alarme pe care le-am pus, am avut grijă, zice, să fac o chestie. Mi-a venit, zice, nu știu, ce părere ai? Au zis, am luat o foaie mare de hârtie, un carton din ăla și am scris acolo mare de tot. Am scris, zice, un verset din Biblie, trezește-te tu care dormi. Și au zis, Dorel, știi unde l-am pus? În timp ce stau în pat, că acolo îmi place să mă tolănesc, l-am pus, zice, pe tavan. Și primul lucru dimineața când sună ceasul, soneria, când îmi deschid ochii să văd, trezește-te tu care dormi, Efeseni capit. Ok. Bă, zice, parcă mă trezește mai mult asta. Și au zis, ca să fiu 100% sigur că stimula să aduc schimbare în zona asta, să existe ceva schimbare în viața mea, au zis, am pus unul și pe ușă. Pe ușa de la camera mea. Și am pus un verset din Proverbe 20:13, nu iubi somnul că vei ajunge sărac. Acum doresc, zice, eu încă sărac, n-am ajuns bogat, zice, să ajung sărac, dar zice, mă gândesc pentru momentul când voi fi bogat să am grijă să nu fiu sărac. Nu iubi somnul căci vei ajunge sărac, s-ar putea să dau idei în seara asta pentru designul de amenajarea interioară a caselor unora în seara asta. Dacă trebuie, lipiți-vă versete, să dați cu capul de ele în fiecare zi și să ne putem trezi, pentru că, dragii mei, e mare nevoie de schimbare în viața noastră. Vedeți, dumneavoastră, e adevărat, astăzi metode bune, poz, rugăciune, brățări cu What Will Jesus Do, tricouri cu Ioan 3:16, versete din Biblie puse pe parbriz, Jesus loves you, peștișorul acolo pus, că la regulamentar la Evanghelie, să nu faci accident, să te păzească peștele, nu? Dragii mei, o zice cineva să nu fim pocăiții lui pește după aia. Dar, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că sunt foarte multe stimulente în viață, dar în mod paradoxal, în Psalmul 73, Dumnezeu ne vorbește prin Asaf despre un stimulent foarte puternic la care ne gândim poate prea puțin. Noi să știți că moartea este un stimulent puternic? Ascultați-mă, pe Asaf, care e pe un drum greșit la un moment dat în viața lui, ăsta e worshipper, ăsta e worship master, ăsta e închinător. Era unul, spune cuvântul lui Dumnezeu, statutul acestui om, dragii mei, era un levit, gândiți-vă, omul acesta era căpetenia închinării de la cortul unde era chivotul lui Dumnezeu. Omul acesta, dragii mei, spune Biblia, că a dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeu. Asta era jobul lui Asaf. Asta era închinarea lui, asta era preocuparea lui, asta era activitatea lui. Și omul ăsta, în timp ce laudă pe Dumnezeu, are niște probleme serioase în viață. În timp ce vorbește despre Dumnezeu, se uită la bogătanii lumii, se uită la aia care trăiesc pâniacturi ca și oligarhii ruși înainte de pandemie, se uită la aia care au, la el care nu are, dar tot în timpul ăsta îi laudă pe Dumnezeu, dar nu poate să o facă din toată inima.
Și la un moment dat, zice Asaf, știi, mi-am tot pus întrebări despre teodicee. De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața oamenilor buni? De ce la oamenii răi le merge bine? De ce se întâmplă lucrul acesta? Întrebări pe care le pui tu și pe care le am și eu, mi le adresez de foarte multe ori. Vedeți dumneavoastră, și zice Asaf, s-o frământat în mintea mea, în timp ce mă duceam la cort, în timp ce lăuda pe Dumnezeu, în timp ce mergeam la biserică, în mintea mea erau întrebările acestea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Asaf, dragii mei, are parte de o schimbare radicală. Știți când? Când Dumnezeu îi dă o revelație. O, mă rog în această seară, dacă trebuie Dumnezeu să-ți dea o dimensiune revelatorie în viața ta, dacă trebuie în această seară, Dumnezeu îi deschide ochii lui Asaf. Și, dragii mei, Dumnezeu îi deschide ochii lui Asaf și spune, fii atent, Asaf, uită-te bine la oamenii ăștia la care tu te uiți acum și ai vrea cumva să fii ca ei. Uită-te bine ce așteaptă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Asaf, când am văzut sfârșitul de la urma celor răi, mi-au trecut toate. Când Asaf vede, dragii mei, felul în care mor oamenii ăștia, moartea aceasta devine pentru Asaf un stimulent pentru schimbare. Și în această seară, tocmai despre asta vreau să predic, când moartea te ajută să schimbi viața. Când moartea te ajută să schimbi viața. Vedeți dumneavoastră, uneori, dragii mei, nu merge cu versetul ăla lipit pe mașina noastră, pe noptiera noastră. Uneori nu merge, dragii mei, numai cu postul. Uneori nu merge, vedeți dumneavoastră, numai cu o rugăciune simplă. Uneori Dumnezeu ne cutremură viața. Uneori Dumnezeu ne deschide ochii. Uneori Dumnezeu ne pune în fața morții și ne arată, uită-te bine aici. Dacă ai nevoie de un stimulent spiritual, dacă ai nevoie ceva ca să te clatine, să te cutremure, dragii mei, uneori Dumnezeu ne pune în fața realității ultime ale vieții noastre de pe acest pământ și care este moartea. Și Asaf se uită și Asaf vede moartea celor răi și vede ce așteaptă și vede cum vor sfârși oamenii ăștia și spune, Doamne, îți mulțumesc, gata, mi-a ajuns, nu mai întrebă. Nu mă mai ulei, Doamne, mă ui la Tine. Când moartea te ajută să schimbi viața, știu că pare cam funebru titlul ăsta, dar, dragii mei, cred că e folositor. E absolut necesar pentru noi în ziua de astăzi. O generație de oameni care ne uităm tot mai mult la ce pun alții pe Facebook, la ce vacanțe o mai prins anul ăsta, pe unde o mai fost, ce mașină și-o mai cumpărat, ce haine și-o mai cumpărat. Ei vin și spun poze de la Pandorf cu ultima tură de shopping și tu nici nu știi cum să-ți numeri ultimii 3 lei în buzunar, nu-i așa? Și e frustrant uneori și spui, Doamne, dar eu sunt pocăit, dar eu mă rog, dar vin la biserică. Ei, moartea e un stimulent. E un mod prin care Dumnezeu îți vorbește uneori. Când moartea te ajută să schimbi viața. Vreau să vă spun că sfârșitul celor răi, moartea lor, te va face să nu mai privești cu invidie la viața lor de acum. Invidia, bă, uite ce are asta, mă, și ce n-am eu. Când totdeauna când vezi ce are ceva, îți dai seama ce n-ai tu, dintr-o dată. Nu te-ai dat seama că telefonul tău nu e o problemă, până când l-ai văzut pe alălalt. Nu ți s-o părut că mașina ta nu-i bună, până când o parcată la lângă tine și gata, s-a fost bucuria. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, au zis, Dumnezeu îl duce pe Asaf, Asaf merge din rutină într-o zi la templu. Ce interesant, să mergi din rutină la templu, la cort și Dumnezeu să-ți dea o revelație care să te cutremure. Și omul ăsta vede, spune cuvântul lui Dumnezeu, sfârșitul de la urma celor răi, vede moartea, vede felul în care vor mormi oamenii aceștia, vede nelegiuirea în care pierd și spune cuvântul lui Dumnezeu, și asta este ideea, dragii mei, este că sfârșitul celor răi, moartea, dacă vreți, te va face să nu mai privești cu invidie la viața lor de acum. Pentru că, dragii mei, să fiu un om sincer, mie asta îmi place foarte mult. O fi un psalm cu tentă românească, dar ascultați-mă, Asaf e un om foarte sincer. Și ce face omul ăsta? Face o confesiune publică. Ăsta se spovedește în public și ne spune nouă astăzi, după mii de ani, când a fost compus psalmul ăsta. Gândiți-vă că generații întregi au citit psalmul 73. Și în psalmul 73, Asaf, dragii mei, n-are nicio problemă să spună, știi ceva? A fost o vreme când mă uitam la bogătani, când mă uitam la ei care spărgeau bani, care dădeau dedicații, la aia care se afișau, la aia care erau mari grandomani, știi, mă uitam la ei și mă uitam cu jind, adică invidiam. Până când m-am întâlnit cu Dumnezeu, până când mi-a vorbit Dumnezeu, până când Dumnezeu mi-a arătat nu doar prezentul lor, ci și sfârșitul lor. M-am uitat la viața lor, dar Dumnezeu a spus, știi ceva, Asaf, hai să vezi moartea lor. De prea multe ori ne uităm la viața oamenilor și invidiem, dar când Dumnezeu ne arată moartea lor,
Să spui, Doamne, nu, nu mulțumesc, chiar nu mă mai interesează, Doamne, lasă-mă aici, lasă-mă pe datorii toată viața dacă trebuie, Doamne, ține-mă aici, dar lasă-mă în viață și cu sufletul în viață. Omul ăsta e sincer, dragii mei. Vedeți, dumneavoastră, vine invidia în viața noastră. Și de foarte multe ori invidiem ceea ce au alții și nu avem noi. Invidia, dragii mei, duce comparație în viața noastră. Invidia provoacă comparație în viața noastră. Nu, de ce are el și nu am eu? Cu ce e mai special el ca mine? De ce e mai special decât mine? De ce e mai înzestrat? De ce are voce mai bună? De ce e mai înalt decât mine? De ce e mai apreciat? De ce are mai multe like-uri ca mine? De ce e mai bine văzut decât mine? Și invidiem de multe ori viața altora. Și invidia duce la comparații. Comparația, uitați-vă că merg într-o spirală, dragii mei. Comparațiile duc la impresii greșite. Știți ce spune Asaf în versetul 5? Auziți ce spune un pocăit, dar care e măcinat de invidie. Zice, cei răi sunt întotdeauna scutiți de probleme, Doamne. E frustrat. Oare să fie așa? Mai mult de atât, face o afirmație halucinantă. Zice, cei răi sunt întotdeauna fericiți. Asta e impresia lui, nu e o realitate. Dar omul ăsta, dragii mei, ajunge până acolo. Pentru că e invidios și invidia te duce la comparații greșite. Mai mult de atât, știi ce face invidia cu tine? Te duce să-ți risipești timpul, spune versetul 16. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, m-am gândit la aceste lucruri să le pricep. Mi-au luat luni de zile, mă frustra când stăteam și vedeam cum trece ăla cu maiba, cu merțanul și cu avionul pe lângă mine și eu sunt nici cu bicicletă. Nu mi-am permis nici prima trotinetă electrică să mi-o cumpăr și le uite cât are. Vedeți dumneavoastră, omul ăsta își pierde timpul și pierzi timpul uitându-te la alții. Pierzi timpul, ascultă-mă, în loc să faci o introspecție în viața ta, în loc să te gândești la tine, la relația cu Dumnezeu, la prioritățile vieții tale, tu stai și te uiți la alții, peste gard la alții. În loc să te uiți în propria viață, te uiți în curtea altuia. Pentru că asta face, dragii mei, invidia cu noi. Ne face să ne pierdem timpul și timpul, oameni buni, este ireversibil, e limitat și irosit de noi. Irosim timpul uitându-ne la alții și nu ne uităm la noi. Gândiți-vă cât am petrecut, dragii mei, în ultima perioadă, luați ultima săptămână, luați ultima lună din viața voastră și să vedeți cât timp l-am irosit gândindu-ne la de ce au alții și nu avem noi. Vreau să vă spun, ați câștigat cu ceva mai mult din asta? Frustrarea nu aduce niciun câștig, nici o schimbare în viața ta. Știi că poți să te îmbolnăvești mai apoi. Știi că invidia asta care duce la comparații nepotrivite, nu numai că după aia îți pierzi timpul, spui lucruri ilogice, dar te îmbolnăvești. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 21, auziți ce spune urmă ăsta? Zice, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Omul ăsta, ascultați-mă, ăsta vine la biserică și nu are inima bună. Cum să ai inimă de închinare? Cum să-L poți lăuda pe Dumnezeu dacă inima ta e amărâtă, că te uiți la alții? Cum poți să fii plin de Duhul Sfânt când ești plin de invidie și de frustrare pe alții? N-ai cum! Și ne mirăm de multe ori de ce suntem așa de letargici în închinare. Pentru că invidiem ceea ce nu-i de invidiat, dragii mei. Știi că ajungi, știi că pe lângă îmbolnăvirea asta fizică poți să ajungi să te îmbolnăvești spiritual, poți să cazi spiritual din cauza asta. Dumneavoastră știți că sunt oameni care au căzut de la credință pentru că o stat să se uite la alții, să spună de ce, de ce, de ce. Oameni care n-au trecut niciodată la etapa pentru că. Și chiar dacă n-am, Doamne, bani, chiar dacă nu-s ca el, chiar dacă nu am ce are el, chiar dacă nu mi-ai dat ce ai dat lui, știi ceva? Eu te slujesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, versetul 2, omul ăsta e într-un pericol fatal la un moment dat, zice, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși, știi ce spune Asaf? Era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii. Și aici nu e vorba fizic, o căzut pe gheață, că a fost la rișeni și a luat-o prea tare. E vorba spiritual. Ascultă-mă bine, când te uiți peste gard la viețile altora, nu vezi obstacole din calea ta și te împiedici. O să ajungi chiar la cădere spirituală. Pentru că, ascultă-mă, te rog bine, în această seară, moartea celor răi, sfârșitul celor necredincioși, te va face să nu mai privești cu invidie la viața lor. De acum, știi ce vreau să scrie pe gardul
prin care te uiți la ceilalți, pe fereastra prin care te uiți în viața ălora, nimic de invidiat. Ascultă-mă bine, când trec ei și par așa de fericiți și bine îmbrăcați, vreau să spun ce scrie de fapt spiritual în dreptul lor, nimic de invidiat. Peste Dolce Gabbana, știi ce scrie? Nimic de invidiat. Peste Mercedes, știi ce scrie? Nimic de invidiat. Peste iPhone 11, 25 mega, super, 11.000 de megapixel, știi ce scrie? Nimic de invidiat. Asta spune Dumnezeu. Depinde ce vrei să citești tu. Noi citim ce vrem noi, Dumnezeu ne scrie. Invidia te face să citești branduri. Când moartea te ajută să schimbi viața, ceea ce nu e vorba de moartea noastră, ci e vorba de moartea celor răi. Și noi că suntem buni în seara asta aici, ce bine de noi, nu așa? Ne ajute Dumnezeu să fim așa. Vă vreau să mai spun ceva, un alt lucru. Moartea, adică sfârșitul acestor oameni, acelor răi, îți oferă un răspuns la frământările care te macină acum. Dumneavoastră știți că spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16, auzi ce spune Asaf, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. M-am gândit, dar zadarnică mi-a fost ruda. Știi, am avut atâtea întrebări, Doamne, de ce, de ce, de ce, de ce? De ce ei bine și eu rău? De ce ei au și eu nu am? Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta e frământat, sunt întrebări care te macină, care te frământă. De vezi, dumneavoastră, la un moment dat zice Dumnezeu, hei, lasă puțin prezentul lor, lasă puțin masa lor luxoasă, lasă puțin costumele lor, lasă puțin viața lor fericită, lasă puțin pozele alea photoshopate, lasă pozele alea care le publică și arată că toată lumea happy family, happy time și ceva. Lasă prezentul, hai puțin la sfârșitul lor. Hai să-ți arăt cum mor oamenii ăștia. Da, te frământă de ce lor le merge bine, ce ție merge rău, hai încoace asta, vin încoace. Hai să te duc puțin 20 de ani în față. Puf. 2042, 16 aprilie, moarte. Hai să vezi cum moare. Și o să-ți dai seama că ce invidiezi în 2023 te va sidera în 2042, dacă nu vine Domnul până atunci. Înțelegi lucrul ăsta? Moartea lor, sfârșitul celor răi, îți oferă răspunsul la frământările care te macină acum. Vedeți, dumneavoastră, de multe ori, haideți să fim onești, uneori nerostite sunt întrebări care ne macină. Îmi place tare mult Ieremia în 12 cu 1. Ce fain e Ieremia, prorocul lacrimilor, prorocul suferinței. Auziți cum începe Ieremia dialogul cu Dumnezeu într-o dimineață la rugăciune. Doamne, zice, Tu ești prea drept. Super, până ce-a fost bine. Zice Ieremia, Doamne, Tu ești prea drept. Doamne, zice, ca să mă cer cu Tine? Nu. Ca să mă cert eu cu Tine, Doamne, Doamne, ferește. Dar auzi ce zice? Totuși, mă roade ceva. Tu ești bun, nu mă cer cu Tine, Doamne, să ne înțelegem. Dar știi, vreau să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? A zis cum începe? Doamne, Tu ești bun. Dar de ce lor și răi le merge bine? Înțelegi de ce nu poți să cânți o, cât de bun? Pentru că tu în mintea ta, Doamne, de ce lor răi le merge bine? Măcar fi sincer cu Dumnezeu, spune o rugăciune. Nu te înregistrează nimeni, te pot auzi cinci numai în jurul tău, în rest atât. Dar te aude Domnul, fii sincer. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu, dragii mei, nu-i ca oamenii. Ce îmi place că Dumnezeu nu-i dă explicații lui Asaf, Dumnezeu oferă niște imagini din care Asaf trage învățăminte. Dumnezeu nu-i ca oamenii, gândurile lui Dumnezeu nu sunt și gândurile noastre. Isaia 55 cu 8 la 9, căci gândurile mele, zice Dumnezeu, nu sunt și gândurile voastre și căile voastre, nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Spre Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu trebuie să-ți dea ție satisfacție și nici Dumnezeu nu trebuie să-ți dea ție socoteală. Doamne, de ce? Nu-ți dau nicio explicație, îți arată o imagine din care singur vei trage concluziile. Dacă tu aștepți acum că tu să zici, Doamne, mie să-mi spui de ce
Eu nu plec de ce în seara asta. Atâta mă rog până îmi spui de ce lăuștul le merge bine. Nu o să primești niciun răspuns. Dar poate că vei vedea o imagine care va fi cât 1000 de răspunsuri. Dumnezeu, dragii mei, vede lucrurile în ansamblu. Tu vezi lucrurile limitat. Tu vezi ziua de azi. Dumnezeu vede și ziua de mâine. Dumnezeu vede nu doar prezentul, Dumnezeu vede și sfârșitul și al tău și al lor. Și atunci, dintr-o dată, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Mai mult vreau să spun ceva. Spunea, și vreau să vă citesc ce spunea un om al lui Dumnezeu, un teolog. Al critica pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă azi și acum. Și e ca și cum cineva, citând intriga unui roman, ar spune că nu e o carte bună, pronunțându-se fără să mai citească deznodământul. Ar judeca pe Dumnezeu că nu-i drept. Și să nu ai răbdare să vezi ziua în care va face dreptate. Ei, gândește-te bine. Vreau să spun ceva, că toate lucrurile și-au vremea lor în viață. Eclesiastul 3:5, aruncarea cu pietre și-are vremea ei. Și știi efectul de bumerang, dar și strângerea pietrelor și-are vremea ei. Pietrele cu care ai aruncat după alții. Și vreau să te gândești la invidie, la frustrare, ca o piatră cu care practic ai aruncat înspre alții. Pietrele acelea, cu toate pietrele în viață cu care ai aruncat înspre alții, Dumnezeu ți le va pune în față. Ți le va strânge și o să spună, uite aici, asta e problema ta. Să mai citesc Obadia 1:15? Eu totuși sper să ne mai putem ruga în seara asta. Că ziua Domnului, tot ziua Domnului, vine Domnul. Vine Domnul, slavă Domnului. Dar auzi ce spune Biblia? Că ziua Domnului este aproape pentru toate și pentru români. Știți că ziua Domnului e aproape și pentru români. Deși cineva spunea că noi suntem în urmă cu 100 de ani și o să ajungă ultimii la noi. Auziți? Și ce spune Obadia? Cum ai făcut? Oameni buni, sincer cu voi. N-am cum fi numai sincer. Nu te ia așa puțin cu fior așa când citești chestia asta. Nu te cutremură faptul că, că spune în Evanghelie că Dumnezeu, că eu și cu tine vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-am scos din gura noastră. Ziua Domnului aproape, cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Dragii mei, ceva ce vreau să vă spun legat de răspuns aici, ceea ce îmi place și cred foarte mult în dimensiunea asta, uitați-vă versetul 17, ce spune cuvântul Dumnezeu. Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seamă la soarta de la urma celor răi. Știți cui răspunde Dumnezeu? Știți cui dă Dumnezeu revelații? Știți cui dă Dumnezeu cuvinte? Știți cui vorbește Dumnezeu? Știți pe cine căruia îi dă Dumnezeu răspunsul la întrebările care le macină viața, că dacă unor sunt întrebări nebune în felul lor? Știți cui dă Dumnezeu răspunsuri? Celor care slujesc, nu celor care protestează. Mă așteptam la Asaf, la cât e de supărat, la cât e de dezamăgit, că la el merge bine și lui merge rău, mă așteptam la Asaf, și Doamne, nu mă mai duc la templu. Nici nu mă mai duc la închinare, nu. Eu nu mă mai duc la biserică. Știți unde primește Asaf răspunsul din partea lui Dumnezeu? Unde o primit, dragii mei? Sunat un proroc de acasă. Frate, am o cauză, pune-o înaintea Domnului. Că eu nu mă mai duc la biserică. Că toți sunt fățarnici acolo. Că îi știu eu pe aia. Doamne, știi ceva? Nici nu mă mai duc la rugăciune la aia. Nu mă mai duc, Doamne. Nu mă duc nicăieri. Stau acasă. Și tu ai impresia că Dumnezeu o să vină la tine acasă, să bată la ușă și să spună, hai să-ți explic. Oameni buni, Dumnezeu nu dă răspunsul celor care protestează. Dumnezeu dă răspunsuri celor care slujesc. Știți ce mi se pare foarte interesant în atitudinea Asaf? Îi măcinat de întrebări, îi sincer, recunoaște, Doamne, oricât de mult cânt, oricât de mult citesc, oricât de mult mă rog, îs întrebări, îs gânduri, Doamne, care sunt acolo în inima mea. Dar știi ce îmi place la Asaf? Asaf nu spune, Doamne, știi ceva, pentru că nu mi-ai răspuns, pentru că nu-i drept, pentru că viața nu-i dreaptă, pentru că n-am bani și olare și rău și bleastă-mă și eu mă pocăiesc și sfințesc. Știi ceva, Doamne? Nu mă mai duc la biserică, nu mă mai pocăiesc. Asaf, dragii mei, nu face lucrul acesta. Asaf îl slujește pe Dumnezeu. Și știți unde primește răspunsul? În templu.
În cortul acela al prezenței lui Dumnezeu, în preajma chivotului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu binecuvântează, pentru că Dumnezeu vorbește, pentru că Dumnezeu, ascultă-mă, dă revelații și descoperiri, nu la aia care protestează, ci celor care slujesc. Doamne, fă din noi slujitorii Tăi, fă din noi, Doamne, slujitorii Tăi, fă-ne proroci, Doamne, și vrem lucrul acesta. Vreau să vă spun ceva din viața unui proroc, Ezechiel 24:15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului. Știi, e fain când Dumnezeu are prorocii pentru alții prin tine. Dar ce faci când tu, ca prorocul, Dumnezeu îți dă ție o prorocie pentru tine? Și au zis ce prorocie primește. Nu-i așa că în momentul ăla Ezechiel nu a vrut să mai aibă darul prorociei. Și ce spune? Cuvântul Domnului mi-a vorbit, adică mie astfel, fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, adică soția. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba, nu mânca pâinea de jale. Și o să spune omul ăsta, îi dă prorocie Dumnezeu. Vorbisem poporului dimineața. Și știi când s-a împlinit prorocia? Seara. Și spune Biblia, seara mi-a murit nevastă. Oameni buni. Mai ai chef să slujești pe Dumnezeu după asta? Mai ai chef să te pleci din casă? Așa că îți vine să tragi toate obloanele vieții tale și să nu mai auzi de nimeni și să nu vrei să mai stai de vorbă cu nimeni? Știți ce-i? Și de ce Ezechiel e Ezechiel? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu și ce face mai departe a doua zi dimineață. Chiar dacă e greu, îmi fac treaba. În loc să protesteze, Ezechiel slujește. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Când moartea te ajută să schimbi viața, moartea, sau dacă vezi sfârșitul celor răi, te va face să regrezi lucrurile mai apoi pe care le-ai gândit și rostit până acum, din frustrare. Când vezi cum mor ăia, răi, necredincioși, în păcatul lor, când vezi unde se duc, dacă nu mă înșel, Ravenhill spunea la un moment dat că mi-aș dori ca toți predicatorii să stea cu capul 5 minute în iad și după aceea să predice oamenilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că moartea, sfârșitul de celor răi, uitați-vă aici, este principiul, te va face să regrezi lucrurile pe care le-ai gândit și rostit până acum din frustrare. Asaf e atât de afectat de faptul că pe acești oameni răi aparent nu-i afectează nimeni și nimic. Auziți versetul 4 și ce spune Asaf? În adevăr nu-i tulbură până nimic până la moarte. Trupul e încărcat cu grăsime, n-au parte de suferință omenești și nu sunt loviți de ceilalți ca ceilalți oameni. Asaf e frământat din cauza asta și Asaf, dragii mei, e supărat, e dezamăgit. Dar în momentul în care Dumnezeu îi arată, hei, stai să vezi ce așteaptă, în momentul ăla știi ce face Asaf? În momentul ăla Asaf se pocăiește, dragii mei, când Dumnezeu îi deschide ochii, omul ăsta deschide gura și începe să spună, Doamne, am vorbit, știți cum zice? Un prost. Și începe să regrete lucrurile pe care le-a gândit și rostit din frustrare. Știți, ascultați-mă, dumneavoastră știți că din cauza frustrării, nu numai că ajung să spun celor de lângă mine lucruri care n-ar trebui spuse, regretabile. Dumneavoastră știți că oamenii frustrați sunt cei mai vulnerabili să atace și să dea cuvinte care doboară, cuvinte care rănesc adânc. Oamenii frustrați, dragii mei, sunt cei mai vulnerabili la rosti cuvinte grele și dure. Dar vreau să vă spun ce ajunge Asaf din cauza, pentru că e frustrat. Pentru că el nu are bani, pentru că el nu are ce au ăia, pentru că el nu conduce ce conduc ăia, pentru că el nu are ce au ăilalți. E frustrat Asaf la un moment dat. În timp ce mergi la biserică, la templu, ești frustrat pe ăia care mă la crâjmă. În timp ce tu slujești, ești frustrat pe ăia care toată ziua stau pe terase. Ciuc încă una și mă duc. Nu?
Și își supăra pe ea și își frustra pe ea. Și de ce, Doamne, put? Și auziți? Știți ce ajunge să spună omul ăsta? Versetul 13, sinceritatea lui Asaf e debordantă. N-ai cum să nu-l iubești pe omul ăsta, că e sincer. Spune cuvântul lui Dumnezeu, el a compus psalmul ăsta, nu putea să omită treaba asta. Nu putea să nu spună treaba asta. Știți ce spune Asaf? Versetul 13, recunoaște că o zis asta, degeaba dar mi-am curățat inima. E atâta de frustrat și frustrarea vorbește prin tine, auzi? Zice, degeaba, dar mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Știi ce ajunge să spună Asaf din cauza frustrării? Doamne, degeaba m-am pocăit! Degeaba s-a pocăit, degeaba respect cuvântul tău, pentru că uită-te, nu se întâmplă ce cred eu că se întâmplă. Știu, dumneavoastră, n-ați spus niciodată asta, nici n-ați gândit, nici măcar fulgerător nu trecut gândul ăsta prin mințile noastre. Niciodată, noi nu, alții întotdeauna. Degeaba mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi lovit. Frustrarea te face să spui lucruri regretabile, să regreți. Asaf însă în locul sfânt înțelege și vede soarta de la urma celor răi și ce face? Regretă tot ce a spus. Doamne, când am zis chestia aia, când am avut izbucnirea aia, Doamne, când am dat replica aia, îmi pare așa de rău, Doamne. Acum că văd, acum că mi-ai deschis ochii, regret. Și ce ajunge să spună Asaf, uitați-vă pocăința lui, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărutaie, eram prost și fără judecate. Și auziți ce spune despre el? Eram ca un dobitoc înaintea ta, ca un animal. Asta am fost, Doamne. Și știi, Doamne, acum că mi-ai deschis ochii și acum că văd ce așteaptă, acum că îmi dau seama care e soarta de la urma celor răi, Doamne, cum am putut să gândesc lucrurile alea? Moartea care te ajută să schimbi viața, te ajută să te pocăiești, să te schimbi. Mai este un alt lucru pe care vreau să subliniez. Moartea care te ajută să schimbi viața, vedeți dumneavoastră, moartea sau dacă vezi sfârșitul celor răi, te va face să-L cauți pe Dumnezeu, nu ceea ce caută ei. Când îi vezi pe ei acum mor și unde se duc după moarte, știi ce vei ajunge să faci? Și mă rog să faci din seara asta. Moartea e stimulentă, au zis, pentru Asaf să-L caute pe Dumnezeu și să nu mai caute ce căutau oamenii răi. Bani, faimă, popularitate, distracție, plăcere. Moartea te ajută să te pocăiești. Pentru că vei căuta pe Dumnezeu, nu ceea ce caută ei acum. Dragii mei, după ce realizează omul ăsta că ceea ce crezuse erau doar niște impresii greșite și că nu-i nimic de invidiat la oamenii ăștia, Asaf nu mă se mai uită, asta îmi place foarte mult. Moartea celor răi îi întoarce privirea lui Asaf de la viața lor spre Dumnezeu. Dacă mi-aș dori ceva ca Duhul lui Dumnezeu să facă în seara asta, în mod special, mi-aș dori să-ți ia privirile de la lumea asta. Mi-aș dori să-ți ia privirile de la ceea ce invidiești și după ceea ce tânjești și lumesc. Mi-aș dori ca în seara asta Duhul lui Dumnezeu să-ți ia privirea de la bani, de la vise, de la planurile tale, de la targeturile tale, de la a vrea să fii ca ăla, ca ăla, ca ăla, să nu mai citești tot Capital 300, cei mai tari bogătani din România, pentru că nu-i nimic de invidiat acolo, credeți-mă, și să citești Biblia, și să citești top 300 de oameni al lui Dumnezeu, să-ți întorci privirile de la, ascultă-mă, de la ceea ce invideai înainte, să nu te mai uiți la oameni, la ceea ce caută oameni, ce tu să-L cauți pe Dumnezeu. Ăsta este stimulentul pe care, uitați-vă, o moarte a celor răi poate să-L aducă. Și ce realizează Asaf, niște chestii care îi musai să le realizăm și noi în seara asta. Realizează cât de important e prezența lui Dumnezeu. Realizează că nu sunt importanți banii și cum îi faci și câți și cum. Realizează Asaf, dragii mei, că ceea ce e mai important în viață e prezența lui Dumnezeu. Spune aici în versetul 23, vă rog, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta spune în felul următor, eu însă totdeauna sunt cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă.
Eu sunt cu tine, eu totdeauna sunt cu tine. Și ce realizează Asaf, care are nevoie de prezența lui Dumnezeu? Îl vreau pe Dumnezeu. Îl vreau pe Dumnezeu, nu vreau ce vor oamenii aceștia. Asta îmi doresc cu adevărat. Dragii mei, mai mult de atât, Asaf realizează cât de important este să fii călăuzit de Dumnezeu. Și spune versetul 23 și 24, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Ce face Asaf? Se roagă ca Dumnezeu să-l călăuzească. Ce face Asaf? Îl prinde pe Dumnezeu de mână. Ce face Asaf? Stă lângă Dumnezeu. Ce face Asaf? Vrea călăuzirea lui Dumnezeu. Nu mai caută ce caută oamenii, îl caută pe Dumnezeu. Începe să-l caute pe Dumnezeu, însă tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, nu eu și cu tine l-am apucat pe Dumnezeu de mână, El ne-a apucat pe noi. El ne-a scos, dragii mei, pentru că spunea Andrei Scrima așa de frumos, zicea, creștinul este un căutător găsit, noi îl căutăm pe Dumnezeu, noi strigăm după Dumnezeu, dar este cel care ne scoate, ne găsește și ne ridică, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și dragii mei, când te uiți la ce așteaptă pe oamenii ăștia la sfârșitul vieții, când vezi ce așteaptă, ascultă-mă, la sfârșitul alergărilor nebune pe acest pământ, o să spui, Doamne, știi ceva, nu vreau să mai caut nici măcar un minut ce caut ei, vreau să te caut pe tine și voi începe începând din seara asta, din biserică, vreau să te caut pe tine, Doamne. Începând în seara asta, Doamne, sunt aici în prezența ta. Noi nu avem un chivot în locul acesta, dar, dragii mei, avem prezența lui Dumnezeu, cu atât mai mult avem Duhul lui Dumnezeu aici în biserică. Aici este Iisus Hristos prezent. Uită-te la El, caută-L pe El. Profită de seara asta, de momentele astea. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă voi călăuzi cu sfatul tău. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Și zice Asaf, Doamne, știi ce mai realizez aici? Cât de important e să vorbesc despre tine. Versetul 28, definiția fericirii, sursa fericirii, condiția fericirii, cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Și de ce? Ca să țin pentru mine experiențele astea. Știți pentru ce îl caut pe Dumnezeu? Și de ce îl fac pe Dumnezeu locul meu de adăpost? Ca să povestesc ce? Toate lucrările tale. Ia ultimele 7 zile din viața ta. Cât ai povestit despre lucrările lui Dumnezeu și cât ai povestit despre lucrurile tale. Zice Asaf, și de ce am compus psalmul ăsta? Pentru că a vrut să spun povestea mea. Știi de ce l-am dat la public psalmul 73? Deși trebuia să-l țin pentru mine ca testament, să nu-l vadă decât copiii mei, eventual. Că aici apare și partea mea neplăcută. Aici apar frustrările mele și invidiile mele și nemulțumirile mele. Și prostia mea, zicea Asaf, cu alte cuvinte, și gândirea mea irațională. Aici apar toate. Dar știi de ce? Le-am publicat. Pentru că vreau să le spun altora unde am ajuns, unde puteam să ajung, căilalți. Dar am vrut mai mult de orice să le spun altora de unde m-a scos Dumnezeu. Pe mine, zicea Asaf, m-a scos Dumnezeu din invidie, din frustrare. Pot să trec cu Dacia Logan de 25 de ani pe lângă un Mercedes și la semafor, știi ceva? Să nu mai uit, bă, câți cai putere avea asta sub capotă. Și să spun, tu ai cai putere, eu am porumbel, eu sunt penticostal, eu am pe Duhul lui Dumnezeu, eu sunt pocăit. Mai vrea să povestești, ce povestești altora? Pe El... El e centrul vieții mele, despre El voi vorbi. Știi,
Nu-ți compara doar prezentul cu ce erai. Compară și sfârșitul, dacă vrei să fii înțelept. Nu-ți mai compara ziua de azi a ta și a lui. Și ce fac? Nu-ți compara doar ziua de azi cu a lui, ci compară-ți sfârșitul tău cu sfârșitul lui, al celui rău. Și după aia te rog, trage singur concluziile și spune-mi ce dorești. Spune-mi ce dorești ca să spun ce poți să primești. Nu sunt niciodată, e ceva ce m-a marcat profund. Nu sunt tânăr, în urmă cu câțiva ani de zile. Îl vedeam prin de râvnă în biserică, am fost undeva în diaspora, sluja cu un patos extraordinar. Păi, și m-a impresionat și am zis, bă, zic, dar îmi place de tine, bă, tu... Cum? De ce? Cum te-ai pocăit? Apropo, cum? De când? Frate Dorel, nu sunt toți decât de puțin timp la Domnul. Dragostea de întâi, nu zice, mai mult de atât. Dar zic, cum te-ai pocăit? Îți dorea să spun ceva. Eu am făcut parte de aici din biserică împreună cu un prieten de-a meu din worship-ul bisericii. Noi eram cântăreți aia de mici care cântă biserică. Și toată lumea știa că suntem pocăiți. Și tate și mami știa că sunt pocăit. Și păstorul știa că sunt pocăit. Duminică eram foarte pocăit. Știam să cânt foarte fain. Știam să ridic vocea, să schimb tonul. Știam când să accentuez ceva. Asta era duminica, dar sâmbăta și vinerea eram undercover prin cluburi. Și pornesc într-o sâmbătă după masă cu prietenul meu cel mai bun și spun lui mame și lui tati, da, unde te duci? Mă îmbrăcasem, ne ducem în misiune. Domnul să fie cu voi. Cum sunt te bucur ca mamă când auzi că pruncul tău merge în misiune. Doamne, fii cu el. Îngerii Domnului să-l păzească până la intrarea în club. Acolo nu mai intră. Și o să ne-am dus, am stat într-un club până târziu. A doua zi trebuia să cântăm la biserică. Auziți? Și o zis, ne-am întors, erau vreo 80 de kilometri până acasă la noi și veneam de la club, distracție, fericire. Na. Și la un moment dat, prietenul ăsta meu, pentru că e grăbit, pentru că mâine trebuie să ajungă la biserică, că trebuie să cânte, că trebuie să ajungă cu o oră și ceva mai repede în biserică, se grăbește și intră într-o depășire. Și intrăm într-o coliziune frontală. Accident, prietenul meu moare în fața mea. Eu sprins, scortorsionat, dar culmea, n-am nimic. O mică zgârietură. Prietenul meu moare, își dă suflare lângă mine, moare în accidentul ăla. Câteva zile mai târziu, eram încă buimăcit de tot ce s-a întâmplat, câteva zile mai târziu are loc slujba de mormântare și la slujba de mormântare, zice, eram acolo pe primul rând, lângă părinții lui. Și păstorul zice, a murit în misiune, mergând pentru Domnul. Zice, bă, am pus capul în pământ. Și spunea despre prietenul meu, a fost un copil al lui Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu, l-a slujit pe Dumnezeu. Și a zis, mi-aș dori ca toți tinerii să fie ca el. Și a zis, ce-o accentuat cel mai des, fratele păstor, pentru că nu știa toate detaliile, cu inimă bună, a zis, fraților, a zis la un moment dat, zice, părinților care plângeau, dezrupeau, zice, vă veți întâlni cu el în cer, în împărăția lui Dumnezeu, și a zis către mine, nu mai plânge, pentru că te vei întâlni cu el în cer. Și în mintea mea a zis, în momentul ăla a fost un scurt circuit și am zis, care cer? Care cer? Care rai? Și în momentul ăla a zis, sunt un declic în viața mea. M-am dus și a doua zi am stat de vorbă cu păstor și am spus tot. A avut și el un șoc. Eu spun ceva, poate că uneori oamenii au șocuri mari, dar pe Dumnezeu nu-l șochează nimic. Și a zis, ăla a fost momentul când am început să mă pocăiesc cu adevărat. Știi cum am întors la Dumnezeu? Prin moartea prietenului meu cel mai bun. Moartea lui m-a trezit la viață.
moartea lui m-a făcut să-l caut pe cel care a murit pentru mine. Când moartea te ajută să schimbi viața. Hai să ridicăm picioare. Nu știu ce invidiezi, nu știu pe ce ești frustrat, pe cine ești frustrat, nu știu la ce te uiți, peste ce gard al vieții. De fapt să te uiți în seara asta la Dumnezeu, să te uiți la tine și dacă încă mai este o umbră de invidie pe aia răi, pe aia păcătoși, ia uită-te la sfârșitul lor. Până când am venit în biserică, zicea sa, până când am venit la templu, prezența chivotului în prezența lui Dumnezeu și am văzut sfârșitul de la urma celor răi. Dacă ești rău în seara asta, nu știu cine ești. Știi că Dumnezeu te poate face bun. Dacă ești bun, nu mi-ai invidia pe răi. Vreau să ne pocăim în seara asta. Să ne pocăim de invidie, să ne pocăim de frustrare, să ne pocăim de nemulțumire, să ne pocăim de comparații, să ne pocăim de scenarite din capul nostru și să nu ne mai uităm la oameni, ci să ne uităm la Dumnezeu în seara asta. Sunteți de acord cu mine? N-ați vrea să povestim în seara asta cu Dumnezeu? N-ați vrea să-i povestești ceva lui Dumnezeu în seara asta și de mâine să poți să povestești despre Dumnezeu altora? Hai să ne rugăm Domnului în seara asta. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta. Hai să mijlocim, haideți să ne rugăm și să spunem, Doamne, știi ceva? Că sunt încă în viață, Doamne, ajută-mă să mă schimb. Vreau ca viața mea să fie schimbată, am nevoie de o schimbare, Doamne. Eu știu că poate unii sau alții mă văd pocăit, dar eu sunt prăbușit în inima mea și în lăuntrul meu, Doamne. Eu știu că, Doamne, știu să ridic mâinile frumos în biserică, dar tot cu mâinile astea, Doamne, fac atâtea lucruri mizerabile care n-ar trebui făcute, Doamne. Dar știu ceva, în seara asta fac legământ cu mâinile astea mele. În această zi, Doamne, Dumnezeule, te rog, Tu care ți-ai întins mâinile la Golgota pentru mine și pentru păcatele mele, pune-ți mâinile Tale peste mâinile mele și curățește-mă, Doamne, de vinovăție. Doamne, pune-ți mâinile peste mintea mea și curăță mintea mea, Doamne, de invidie și de frustrare și de răutate. Te rog în această zi, pune mâna Ta, Doamne Dumnezeule, peste inima mea și scoate tot ce-i rău, Doamne. Scoate tot ce-i păcat acolo, Doamne Dumnezeule, vindecă-mi inima, Dumnezeule. Doamne, te rog în această zi, Tu cel care te-ai atins de ochii orbilor, Doamne, și le-ai dat vedere, te rog în această zi, Doamne, asemenea lui Pavel, asemenea lui Saul din Tars, atinge-te de ochii mei și dă, Doamne Dumnezeule, sozii de pe ochii mei, Doamne, și fă-mă să văd ceea ce vezi Tu și nu mă mai lăsa să mă uit, Doamne, la alții, ci fă-mă să mă uit la Tine în seara asta și să mă uit la Dumnezeul meu cel viu și puternic. În această seară, ascultă-mă, e un timp de reflecție pentru tine. E vremea, știu că ai nevoie, vreau să te întreb, ai nevoie de o schimbare în viața ta. E cineva aici și nu o să pun pe nimeni să închidă nici măcar un ochi în seara asta, pentru că ochii lui Dumnezeu sunt peste tine și ochii lui Dumnezeu te văd. Dar dacă în seara asta ești aici, oricine ai fi, indiferent de anii pe care ai sau nu ai cu Dumnezeu ca experiență, indiferent de cât de multă sau de puțină Biblie știi în seara asta, e cineva aici în prezența lui Dumnezeu conștient. Treaz. E cineva în prezența lui Dumnezeu care realizează că în momentele astea are nevoie de o schimbare radicală și că n-ai dreptul să pleci de aici cum ai venit. Ai venit cu tine, dar pleci cu Dumnezeu de aici. E cineva aici care are nevoie de schimbare în viața lui. E cineva suficient de sincer pe cum Asaf să recunoască, da, Doamne, n-am fost ce-am fost, n-am fost ce păream a fi, Doamne. De fapt a fost multă reclamă, Doamne, dar realitatea era alta, în mintea mea era altceva. E cineva în seara asta care să recunoască public înainte lui Dumnezeu, să spună, Doamne, eu am nevoie de schimbare, am nevoie de o schimbare într-un domeniu al vieții mele, am nevoie, Doamne, să-mi schimb percepțiile, să-mi vindeci, Doamne Dumnezeule, iluziile greșite, Doamne, am nevoie de schimbare în seara asta. E cineva aici, acolo unde ești, și ce vreau să faci? Ridică-ți mâinile spre Dumnezeu cu toată îndrăzneala în seara asta, pentru că El te vede aici, pentru că El e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Dumnezeu. Acolo unde ești, ridică o mână spre ea și spune, Doamne, știu ceva, îmi întind mâna spre Tine pentru că am nevoie de o schimbare radicală în viața mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai sunt oameni în seara asta, ascultă-mă, asta nu e pentru curiozitatea mea, pentru statisticile noastre. Noi o să trecem la sfârșitul programului, 7 oameni ridică mâna sus. Nu asta contabilizăm noi. E momentul tău cu Dumnezeu. E momentul tău în prezența lui Dumnezeu. Încă ești la templu.
Încă Dumnezeu îți deschide ochii aici. Duhul lui Dumnezeu e aici. Mai este cineva care înțelege că ai nevoie de o schimbare în seara asta și cel ce te poate schimba e doar Dumnezeu? Cu mâini ridicate ne rugăm Domnului, intrăm în rugăciune seara asta.